imediat transferați la Craiova, slavă Domnului cu oltenii. Mai sunt doi pacienți care, din nefericire, sunt mai gravi, sunt intubați. S-a încercat, sau mi s-a oferit să fie trimis cu elicopterul la Galați, însă aici e o problemă, pentru că sunt pacienți gravi și sunt din zonă. Dacă Doamne păzește, lucrurile iau o întorsătură nefericită, mă rog, trebuie să-și dea acordul familia și am reușit să le găsim o soluție. Avem promisiuni la Câmpul Lung. Următorii patru care au mai rămas, deci la un moment dat aveam 10 paturi și în ATI toate ocupate, a fost un deces, au rămas 9 din 10, am spus 3 s-au dus, deci din 9, 6, 2 se vor duce la Câmpul Lung și sperăm că următorii 4, starea lor s-a îmbunătățit, încât sperăm până la sfârșitul acestei secții ATI să fie transferați pe secție. Nu avem locuri pe secție, dar mă rog, în sensul că vor putea să nu mai fie obligați să aibă suport ATI. Domnule doctor, de luni dumneavoastră nu o să mai aveți în spitalul de la Mioveni secția ATI. Da. Nu ați găsit nicio soluție între atâtea discuții cu ministerul, cu DSP? Nu. Pentru că, cum să vă explic, asta a fost problema pe care am ridicat-o în primul rând. Am spus, fraților, efortul sau de luptă împotriva COVID-ului trebuie să fie acolo unde este personalul. Dotările se pot duce unde este personalul. Este mult mai greu să duci personal unde sunt dotările. Da, noi imediat am mobilizat paturile din ATI, 90% din ATI-ul nostru a fost mobilizat în zona COVID și de aceea acest ATI care a funcționat la Mioveni a fost cel mai bine utilat compartiment de ATI din zonă, zic eu. Domnule doctor, ce ați justificat medicii de ce nu mai sunt de acord și asistenții? De ce nu mai sunt de acord cu prelungirea detașarea? Absolut epuizați. Aștia sunt oamenii care au fost în linia întâi, au fost eroi, nu mai pot efectiv. Mai ales că în ultima lună, asistenții care au fost delegați nu au mai fost asistenți de ATI. Și este foarte greu să faci training, cum să vă spun, formarea la locul de muncă în secție COVID, când tot ce trebuie să faci este îmbrăcat în combinezon și pe căldura și umiditatea care este acum, este absolut, probabil, una dintre cele mai grele condiții de muncă existente. Domnule doctor, putem vorbi acum că este o bătaie pe specialiștii ATI? Da, a fost totdeauna. Spuneți-ne dacă există totuși o soluție în medicii militari. V-ați gândit și la soluția asta? S-au ridicat aceste discuții, dar fiind un sistem paralel, nu se pot transfera de pe spitalele militare. Și să nu credeți că ar fi foarte mult. Deci, din câte știu eu, este un singur medic militar ateist la spitalul militar. Deci, am înțeles că au fost niște discuții și, practic, Prahova ne-a suflat niște ateiști care urmau să vină aici. Nu știu, fiindcă nu e situația mai gravă la ei. Nu știu cum situația e mai gravă la ei. Eu mă uit ce e în curtea mea și, din nefericire, asta a spus, fără să încerc să critic Consiliul Județean, dar noi am ținut fortul 3 luni de zile. Bineînțeles, toată lumea a fost luată prin surprindere de turnura evenimentelor, începuseră toate lucrurile să ia spre bine, căzuse foarte mult numărul de cazuri, dar toată lumea spunea că va urma un val 2, că această situație nu va fi de scurtă durată și trebuia, cum să vă spun, să existe o planificare pe termen mediu și lung și să se creeze o a doua linie de luptă. Domnule doctor, dumneavoastră ziceți că suntem deja în valul 2? N-am spus asta. Am spus că totdeauna se știa că va urma un val 2 și că nu se va potoli treaba asta, nu va dispare. Ce vreau să spun este că în acest moment este lăudabilă mișcarea asta de ultim moment de a organiza 5-4 de ATI la Spitalul Județean la Bălcescu, numai că pentru 5-4 de ATI ai nevoie de tot atâția anesteziști, tot de o linie de gardă,
ca și pentru 10 sau 15 paturi. Domnule doctor, deci nu se câștigă nimic din punctul ăsta de vedere, decât că sunt mai aproape și nu mai trebuie să fie cazați la Mioveni. Și de luni ce se va întâmpla, domnule doctor, cu spitalul nostru? Spitalul nostru, oricum, 4 dintre ventilatoare le vom da către Spitalul Județean, pentru că erau ale lor, 6 erau ale noastre. Probabil că vom... Noi oricum încercăm să angajăm, dar nu-ți vine nimeni în momentul de față. Transferul din alta ATI spre noi, vă dați seama cum se vor face. Ce medici și-au manifestat dorința în trecut, pe moment sunt blocați fiecare pe zonele lor, fiind în stare de alertă, încât nu am speranță că e o chestie care se poate rezolva instant. Noi încercăm să angajăm în momentul de față și medici infecționiști, și ateiști, și asistenți, și numai că, vă dați seama, nu este ceva ce se poate realiza peste noapte.